Adormirea Maicii Domnului este sărbătorită an de an pe 15 august și este precedată de un post de 2 săptămâni. Maica Domnului a fost un om ca oricare dintre noi, nu a fost lipsită de păcatul strămoșesc și, ca orice om, a trecut prin moarte. Nu a rămas însă în mormânt, ci a fost înălțată la cer de Fiul ei. Moartea Maicii Domnului este mutare la viața veșnică, după cum reiese și din troparul praznicului. Din acest motiv, sărbătoarea adormirii Maicii Domnului nu este una tristă, ci una plină de bucurie. Multe lăcașuri de cult și-au sărbătorit astăzi hramul, printre acestea numărându-se și 3 din Câmpul Lung. Biserica Mare din cadrul mănăstirii Negru-Vodă are hramul adormirii Maicii Domnului. La slujba prohodului, oficiată luni seară, credincioși și mușceleni au participat într-un număr foarte mare. Biserica Flămânda sau Biserica Miresei este un alt lăcaș de cult pentru care sărbătoarea adormirii Maicii Domnului a avut o semnificație aparte. Aceasta face parte dintre lăcașurile de cult ridicate în perioada fanariotă, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Slujba de luni seara a fost oficiată de un important sobor de preoți. Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile. Prea curatei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu trea cinstitei, de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cerești ne trupești puteri. Și Biserica Funden și-a sărbat astăzi hramul. Lăcașul de cult, construit în urmă cu câteva sute de ani, a fost închis mai multă vreme. În anul 2009, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului l-a numit pe preotul Ciprian Dragomir în funcția de paroh al Bisericii Fundeni, astfel că a fost redată circuitului ecumenic o biserică a cărei istorie cuprinde încă multe taine, dar și o protecție divină care a ajutat-o să treacă peste veacuri. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi, Doamne, milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, a cărei adormire o și prăznuim hramul sfintei noastre biserici. Potrivit tradiției populare, la sărbătoarea Sfintei Marii se adună ultimele plante de leac, putându-se afla cum va fi toamna ce se apropie și se culeg flori care se pun la icoana preacuratei, considerându-se că apoi sunt bune de leac. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului prefațează deschiderea sezonului de nunți, 16 august, 14 noiembrie, începerea târgurilor și iar maroacelor de toamnă, a praznicelor de pomenire a morților. Totodată, între cele două Marii, 15 august, 8 septembrie, este timpul prielnic semănării grâului.